Următorul material a fost scris și înregistrat în luna iunie 2022. Prin urmare, ceea ce veți auzi că urma să se întâmple, deja s-a întâmplat. Răzvan Ioan Dincă, licențiat, masterant și doctor în teatru la UNATC București, ajunge în anul 2002 director general la Teatrul George Ciprian din Buzău, începând prin a fi consultant artistic al teatrului între anii 2001-2002, fiind considerat la vremea aceea cel mai tânăr manager dintr-o instituție de cultură din România, având vârsta de numai 28 de ani. Rămâne la Buzău timp de 4 ani până în 2006, când devine managerul Teatrului Național de Operetă Ion Dacian din București până în 2012. Sub conducerea sa, fiind construită noua sala teatrului vis-a-vis de Ministerul Culturii și Biblioteca Națională. Proiectul a costat 12 milioane de euro prin finanțare din bani publici și a fost inaugurat împreună cu fostul ministru PSD al Culturii, Ionuț Vulpescu. La doar câteva luni de la inaugurare, noua sală a fost închisă pentru câțiva ani pe motiv că nu îndeplinea condițiile legale de funcționare. De asemenea, mai mulți artiști ai operetei au dus în atenție acustica proastă a sălii, astfel încât ei erau nevoiți să cânte cu lavaliere, ceea ce se întâmplă și în ziua de astăzi, când sala este funcțională, dar tot fără avize, fiind asumată răspunderea oricărei situații problematice prin semnătura de către actuala conducere, mai exact de către Bianca Ionescu Balo. În 2012, Răzvan Ioan Dincă devine managerul Operei Naționale București și rămâne până în 2015, când este pus sub control judiciar și înlăturat din funcție în urma multor proteste și acțiuni împotriva sa. Și de aici începe frumosul poveștii noastre. În perioada februarie 2008-3 februarie 2011, în calitate de director general al Teatrului de Operetă, anchetatorii susțineau că Dincă ar fi cauzat un prejudiciu de 321.301,60 de lei. De asemenea, potrivit procurorilor, în perioada 4 octombrie 2013-1 aprilie 2014, în calitate de director general al Operei Naționale din București, Dincă ar fi efectuat plăți nelegale și nejustificate către prestatorul SCHGC
FM SRL, cauzând un prejudiciu de 152.112,18 lei. La data de 27.09.2012, în calitate de director general al Teatrului Național de Operetă, ar fi efectuat împreună cu alții inculpați de la vremea respectivă plăți nelegale cauzând un prejudiciu de 44.800 de lei și respectiv 5.870 de lei. Răzvan Ioan Dincă mai era acuzat că în perioada 20 august 2010-29 mai 2012 a participat la luarea a 5 decizii împreună cu contabilul șef și consilierul juridic al Operei Naționale, îndeplinind 16 acte prin care s-ar fi obținut, direct și indirect, un folos patrimonial cu titlu de contravaloare prestații artistice cu o valoare de 52.418,42 lei pentru Demeter Andraș Iștvan, în condițiile în care Dincă s-a aflat în raporturi de muncă în perioada 12 iulie 2010-3 iulie 2012 cu Societatea Română de Radiodifuziune. Iar aici intră în scenă Demeter Andraș, fost secretar de stat în Ministerul Culturii și actual secretar de stat tot în Ministerul Culturii. În acea perioadă, Demeter Andraș Iștvan era președinte, director general al SRR și a semnat o decizie prin care Dincă a fost numit consilierul său personal, precum și contractul individual de muncă și actele și înscrisurile în baza cărora acesta a primit drepturi salariale de 111.119 lei. Actele au fost încheiate în condițiile în care atât înainte cât și ulterior perioadei de referință iulie 2010-ianuarie 2012, persoana fizică autorizată Demeter Andraș Iștvan a avut raporturi comerciale cu Teatrul Național de Operetă Ion Dacian, reprezentat de Dincă. Astfel, Demeter Andraș Iștvan a obținut foloase patrimoniale în cuantum total de 104.258,53 lei, în baza ordinelor de plată semnate de Dincă, precum și prin contractele de prestații artistice semnate de acesta din partea beneficiarului Teatrul Național de Operetă. Iar acum să revenim la Răzvan Ioan Dincă. Fiind sub control judiciar, Dincă pune în scenă între anii 2016-2018 celebrele spectacole My Fair Lady, Mamma Mia și Shrek. Răzvan Dincă, susținut de PSD, a fost salvat de condamnarea la 6 ani de închisoare cu executare, primită în 2017 în dosarul Opera Română, iar în decembrie 2018 Curtea de Apel București l-a achitat însă definitiv, fiind salvat de decizia Curții Constituționale 405/2016, care a dezincriminat abuzul în serviciu prin încălcarea de legislație secundară. Până acum se vede legătura strânsă între Răzvan Ioan Dincă și Demeter Andraș Iștvan de-a lungul anilor. Între timp, Dincă a fost numit în 2021 director al Societății Române de Radiodifuziune, iar Demeter Andraș secretar de stat în Ministerul Culturii. Cum toate acestea nu erau de ajuns, Răzvan Ioan Dincă a fost și în comisia de concurs pentru alegerea unui manager al Filarmonicii George Enescu București. Este de menționat faptul că Marcel Ciolacu, actual președinte al Partidului Social Democrat, este din același județ precum Dincă și anume Buzău, având o influență peste medie în acea zonă și mai nou în toată țara de când PSD a ajuns la guvernare. Se știe foarte bine de proprietatea lui Răzvan Dincă de la Sărata Monteoru, unde, pe surse, se spune că Ciolacu a fost deseori văzut în prezența lui Dincă, unde acesta din urmă întindea covorul roșu și îi cânta osanale, bineînțeles, la figurat. În octombrie 2020, în plină pandemie, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost surprins alături de fostul premier Mihai Tudose la o masă mare în interiorul unui restaurant din Sărata Monteoru, județul Buzău, încălcând normele referitoare la numărul maxim de persoane și distanțare fizică. Liderul PSD a spus că abaterea de norme a fost de scurtă durată, dar un martor, care s-a aflat sâmbătă seara la același restaurant, a susținut altceva. Restaurantul cu pricina era și probabil este cel al pensiunii Țara Luanei, după cum arată fotografiile postate atunci de mass media, proprietar fiind Violeta Dincă, soția lui Răzvan Dincă, după cum reiese dintr-o declarație de avere depusă în 2015. Iar acum, dacă am terminat cu Marcel Ciolacu, să revenim la operă. După îndelungi proteste și scandaluri, la Opera Națională București, după o perioadă de interimate de 7 ani de zile, de un an este în funcție ca manager interimar dirijorul de cor
Daniel Jinga. Iar de aici începe prezentul cu legăturile sale miraculoase. Tot din Buzău, de la deja celebrul Marcel Ciolacu de acasă și de la Răzvan Ioan Dincă de acasă, este și, cine credeți, Daniel Jinga. De mai mulți ani dirijorul corului ONB, fiind în trecut secundul celebrului maestru Stelian Olariu. Jinga este și dirijorul Orchestrei Metropolitane București și a mai multor orchestre private din țară. Este unul dintre cei mai solicitați dirijori de cor pentru a dirija orchestre pe toată întinderea României în cadrul diferitelor evenimente semiculturale în spații diverse. De când a fost numit în funcția de manager interimar al ONB, acesta încearcă din răzputeri să schimbe imaginea operei, invitând nume mari și punând în scenă producții mai mult sau mai puțin spectaculoase, dar mereu invocând lipsa bugetului. Atunci, de unde banii, domnule Jinga? La o căutare pe rețelele de socializare și mai exact Facebook, putem observa cum Daniel Jinga apare nestingherit într-o fotografie cu Răzvan Ioan, ați ghicit, Dincă. Și cum același Jinga apare într-o fotografie oficială a Operei Naționale București cu Demeter Andraș în calitate de secretar de stat în Ministerul Culturii, promovând Festivalul Operei din București din iunie-iulie 2022. În același cadru regăsim toți managerii de teatre care participă în festival stând nestingheriți la aceeași conferință de presă cu cel ce împreună cu Răzvan Dincă au provocat cel puțin un prejudiciu de imagine Operei Naționale București, operetei și culturii din România în general. Și cum nu era de ajuns, printre intervievatori se află și Mihai Cosma, fost consilier al lui Răzvan Ioan Dincă și profesor de istoria muzicii, căruia au fost intentate procese de-a lungul timpului pentru procedurile sale de evaluare discutabile. Acesta a atacat prin evaluările sale bunul renume profesional al unora dintre cei mai proeminenți soliști români de operă de o incontestabilă valoare. De asemenea, s-ar fi înmulțit reclamațiile pe care acesta le-a primit la Universitatea Națională de Muzică sau la Ministerul Educației. Pe deasupra, domnul Cosma a mai fost și condamnat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru fapte de intimidare, hărțuire și discriminare prin hotărârea numărul 700 din 26 noiembrie 2014. Mihai Cosma a avut contracte de colaborare cu Opera Națională București și anume pentru organizarea concursului de canto Grand Prix de l'Opera, în același timp acumulând și funcția de consilier artistic al operei. Acesta este Mihai Cosma. Și acum apare de partea cealaltă baricadei, dar nu vă lăsați păcăliți de aparențe niciodată. Această situație din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic este des întâlnită, dar în cazul ONB, TNO, PSD, Dincă, Demeter, Jinga, aflându-se în trecut sub cupola fostului director de la Viena Staatsoper, Ioan Hollander, este cât se poate de explicită, fără a lăsa nicio urmă de îndoială că acea gașcă ce îi avea cap de afiș pe Dincă și Demeter s-a întors și nu doar că s-a întors, dar a pus mâna pe toate instituțiile de cultură din România. De la acea masă, lipsind doar două teatre de operă și operetă din țară, Galați și Brașov, bineînțeles, acestea nefiind mai prejos. Ipocrizia face că teatrul de operetă Ion Dacian, condus de soprana Bianca Ionescu, cu Balo, este printre instituțiile ce vor evolua în cadrul acestui festival. De ce ipocrizie? Fiindcă teatrul de operetă a suferit ani de zile din cauza lui Dincă, fiind uniți cu opera, neavând sediu, neavând spectacole, foiți pentru mici recitaluri prin țară precum un circ, protestând împotriva sa, nefiind distribuiți în producțiile celebre sau mai puțin celebre ale instituției din timpul conducerii lui Răzvan Ioan Dincă, etc. Dar cel mai grav, dorindu-se desfințarea acestui teatru pentru a uni bugetele Operei Naționale și Operetei Bucureștene, încercând să aducă și opera din Constanța în acest terțet, motivul fiind simplu: banii! Din păcate, teatrul de operetă a fost desfințat și unit cu opera și doar după punerea sub acuzare a lui Răzvan Dincă și demiterea sa în timpul mandatului interimar al lui Beatrice Rancea, prin efortul constant și prin sacrificii a unor angajați ai operetei, a fost posibilă reînființarea actualului Teatru Național de Operetă și Musical Ion Dacian. După reînființare, neregulile și abuzurile de toate felurile se țin lanț la opereta bucureșteană. După toate aceste situații, cele două teatre, Opera Constanța prin Daniela Vlădescu și Teatrul de Operetă prin Bianca Ionescu Balo, cele două directoare fiind prietene bune în tinerețe, stând mărturie filmările de la TVR și turneele efectuate împreună.
stau la aceeași masă cu Andreea și Demeter, unul dintre mâini, iar cealaltă fiind Răzvan Ioan Dincă, corpul acestui uriaș fiind PSD și, sau, Ioan Hollander. De aici putem înțelege multe, dar mai ales că toți acei manageri din fotografie au prins gustul puterii și ar face tot ce se poate pentru a o păstra, chiar dacă asta înseamnă sacrificiul demnității lor și mai ales a personalului teatrelor ce a suferit din cauza celor amintite înainte. În luna iulie 2022 se organizează concurs pentru postul de manager al Operei Naționale București, în contextul în care PSD e la butoane. PSD l-a numit pe Dincă la Societatea de Radiodifuziune Director. Ministrul Culturii PSD, Lucian Romașcanu, se afișează în tot ce are legătură cu Opera București și Daniel Jinga. Andreas Demeter este secretar de stat împreună cu Mădălin Voicu, tot de la PSD. Daniel Jinga, neștiind oficial dacă va mai rămâne sau nu în funcție, fiindu-i prelungit contractul odată la 90 de zile, pentru că așa se face cu managerii interimari, avea programul făcut pe toată stagiunea ce tocmai s-a încheiat și pregătind cel puțin o premieră, și anume povestirile lui Offenbach, pentru stagiunea viitoare, unde a anunțat și casting pentru un rol, iarăși neștiind dacă va fi director în continuare, interimar sau plin. În tot acest context politico-social-cultural mafiot, cine credeți că va câștiga concursul pentru manager Opera Națională București? Da, ați ghicit! Daniel Jinga. Cel puțin un silogism elementar ne duce către această logică banală. Interesant este faptul că niciun angajat din nicio instituție dintre cele trei nu spun nimic. Ba mai mult, promovează conducerile ca pe un suflu nou și de viitor, evitând intenționat să vadă realitatea publică de la care protagoniștii nu se dau în lături. În cadru îl zărim și pe Andrei Fermeșanu, solist și noul manager interimar al Operei din Iași, care după demiterea lui Beatrice Rancea, numită apoi la conducerea secției de drama a Teatrului Alexandru Davila din Pitești, se alătură tuturor inițiativelor lui Daniel Jinga, nu doar prin acest festival, ci prin toate schimburile de soliști, inclusiv dumnealui Andrei Fermeșanu, și dirijori, inclusiv Daniel Jinga. Bineînțeles că în același cadru apare și Cristian Rudic, manager al Operei din Timișoara, ce se pare că este alături de prietenul său Daniel Jinga în toate demersurile ONB, precum în cazul Operei din Iași. Să nu uităm de Opera din Cluj și Opera din Craiova, reprezentată de managerul Antoniu Zamfir, ce este mai nou și în juriul concursului de dirijare la Slobozia, acesta fiind licențiat și doctor în muzică la Universitatea Națională de Muzică București, Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, dar nu dirijat, dar și licențiat în teologie, împreună cu Daniel Jinga, dirijor de cor și absolvent al seminarului teologic din București, acesta început la Buzău. Antoniu Zamfir, fiind protagonistul mai multor scandaluri în decursul anilor, cel mai celebru fiind cel dintre frații masoni din loja Armonia 72 Orientul Craiova, el și fostul lider al orchestrei Dan Bosgan. Nici mai mult, nici mai puțin, putem vedea cu ochiul liber din cele relatate, dar și din imaginile publice, că aceștia toți, mai ales Jinga și Dincă, sunt susținuți de actuala guvernare, Ciolacu și Ciucă fiind chiar mândri apărând pe scena Operei București, ținând discursuri alături de fostul ambasador al Israelului în România, David Saranga. Aici trebuie amintit directorul artistic al Operei Bucureștene și anume Ethan Schmeisser. Sper că am pronunțat bine. Cetățean israelian, de unde reiese și legătura strânsă între ambasadorul Israelului David Saranga și Opera Națională București, invitând unii din soliștii operei să cânte chiar la un eveniment privat restrâns alături de David Saranga și președintele Israelului, dar și apariția ambasadorului pe scena Operei Naționale București alături de Daniel Jinga, dirijând orchestra Operei Naționale București, unde chiar a încercat să cânte. Să mă duc, doule, doule, nu știu încotro să Doule, doule.
Vrând nevrând, cu toată bunăvoința din lume, nu putem să evităm cu privirea evidențele acestui cartel cultural ce părea că a picat, dar ca o pasăre Phoenix a renăscut și mai puternic, acapărând, dacă nu toate, majoritatea instituțiilor de cultură din România, îngenunchind și ultima fărâmă de artă și profesionalism pur ce mai exista. Nu avem cum să-l omitem pe regizorul Andrei Șerban, care este în centrul adunării, fiind prezent prin Opera Iași și prin Opera București, cu două producții în festival. Trebuie amintit că Andrei Șerban era favoritul fostului manager Beatrice Rancea, iar mai nou este favoritul actualelor conduceri. Acest fapt ne poate spune multe lucruri, unele dintre ele fiind următoarele. Ori Andrei Șerban este de fapt păpușarul din spatele tuturor, luându-i locul lui Ioan Hollander, ori persoanele ce îl susțin sunt aceleași ca cele de pe timpul lui Rancea, asta spunându-ne că aceasta era doar fațada a mafiei din spate. Ori, prin Andrei Șerban se pot spăla sume mari de bani, fiind un nume cunoscut și putându-i se adăuga zerouri la sumele cerute, fără a se pune întrebări prea multe de către nimeni. Toate acestea ne arată că managerii sunt înlăturați din funcție doar pentru a nu mai atrage atenția, ca cei din spate să poată fura în continuare și să facă trafic de influență tot mai mare, fără a ridica suspiciuni evidente în rândul neinițiaților. Din păcate, putem observa un lucru comun la toți managerii operelor și sau operetelor din România, și anume carierele artistice mediocre ale acestora. În mare parte, doar naționale. De aici ar trebui să pornească semnele de întrebare. Prin acest slalom de influențe de până acum nu am atins în niciun fel nimic legat de abuzurile emoționale, psihice și sexuale, avansurile fiind la ordinea normalității printre bărbații manageri din cultură. Din păcate, cei ce ar putea vorbi despre aceste întâmplări personale încă se mai tem de toți acești bărbați cu putere și nu doresc să apară chiar și sub anonimat să vorbească. Putem observa unele nume apărute de nicăieri în distribuțiile Operei Naționale București, dar pe care le putem regăsi în diferitele coruri organizate ad hoc de către Daniel Jinga pentru diferitele evenimente Ciubuc. Din acestea putem concluziona că managerul interimar Daniel Jinga își plătește datoriile trecutului făcute pentru evenimente private din bani publici către interpreți. Bani publici, ai mei și ai dumneavoastră. Informațiile prezentate nu fac altceva decât să ne întindă pe tavă doar furnicarul ce se poate vedea de la suprafața acestor clanuri culturale, ce în adâncurile lor se întind până la persoane cu funcții înalte în stat, până la procurori, politicieni influenți ai statului român și ai altor state precum Israel, Statele Unite ale Americii, etc. Când cortina se deschide, totul este ca din povești cu princi și prințese în mare măsură. Dar când aceasta se închide, ies toți balaurii din ascunzători, întorcându-ne în epoca sclaviei, unde cei mai mulți preferă capul plecat decât fruntea sus, doar pentru a li se deschide și lor măcar o dată cortina. După cum am spus și la începutul acestui material, ceea ce urma să se întâmple, deja s-a întâmplat. Daniel Jinga a devenit managerul Operei Naționale București, Răzvan Ioan Dincă a montat un spectacol la Opera Națională București numit Crai Nou, Demeter Andraș este invitat într-un spectacol la Opera Națională București, Daniel Jinga încă își plătește datoriile făcute foștilor și actualilor membri ai corului său particular prin punerea lor pe scena instituției și nu în ultimul rând, acceptarea din partea colectivului Operei Naționale București, dar nu numai acestora, ci și artiștilor care urcă din afara instituției pe scena Operei Bucureștene, a faptului că acceptă să stea sub același acoperiș cu omul care a încercat să distrugă trei dintre instituțiile de cultură din România, iar cu una chiar aproape a reușit, Teatrul de Operetă Ion Dacian. Acestea fiind zise, cartelul Incultura va continua și va continua mai adânc decât a făcut-o până acum, întinzându-și tentaculele mai nou până la Chișinău, Botoșani și alte părți din țara asta. Din păcate, unii artiști de pe site-ul Operei apar ca angajați azi, peste câteva luni apar alții, iar aceia sunt scoși și tot așa. Aici poate să fie o discuție mai lungă. Cu siguranță tot ceea ce am spus eu în acest material și ce voi spune în continuare nu va avea nicio concluzie. Dar dacă ne-am adunat mai mulți ca mine, nebuni care preferă demnitatea artistică și umană, probabil cultura ar lua o altă întorsătură. Iar pentru cei care spuneți sau considerați că eu fac toate aceste demersuri din frustrare, pot să vă zic doar atât. Da, le fac din frustrare. Le fac din frustrarea că există mulți alți artiști mult mai buni decât mine, care nu au avut, nu au și nici nu vor avea șansa să calce în Opera Națională București sau în alte teatre de cultură din țara aceasta, nici măcar la o audiție, dar aminte să cânte vreun spectacol pe scenă. De aici vine frustrarea mea, dar și din dezamăgire, din dezamăgirea clasei artistice și a culturii românești, din dezamăgirea faptului că publicul nu mai știe să aprecieze cu adevărat valoarea și aplaudă orice. Cu cât este mai slab actul artistic, cu atât aplauzele sunt mai frenetice. Iar pentru foștii mei colegi, doar atât.
până la un nou material, nu pot să vă zic decât să fiți demni.